Sportivii ieșeni au demonstrat că nu doar activitatea din sală și de pe teren este importantă pentru ei. Vicecampionul olimpic la sabie Alexandru Siriteanu, judoca Vlad Simionescu, participant de asemenea la Olimpiada de la Londra, atletul Florin Cojoc, reprezentant al României la Jocurile Paralimpice și fotbalistul CSMS-ului Alexandru Crețu, internațional de tineret, s-au alăturat unei campanii umanitare demarată de organizația Salvați Copiii Iași, care are ca scop strângerea de fonduri pentru dotarea unor maternități din județ. Ar trebui să ne gândim bine cu toții, să facem un bine. Campion pentru viitor campion? Da, de ce nu? Fiecare merită, are dreptul la o viață mai bună și ar trebui să-i susținem mai mult. Fac un apel către toți cei care iubesc copiii să doneze cât poate fiecare, dar din dar se face rai. O campanie care pe mine m-a emoționat. Cu fondurile adunate din campania umanitară desfășurată la sfârșitul acestei săptămâni într-un centru comercial din Iași, organizația Salvați Copiii vrea să achiziționeze două incubatoare, unul pentru maternitatea Elena Doamna din Iași și altul pentru spitalul din Hârlău. În luna cadourilor am vrut să facem un cadou pentru cei mici care au nevoie de ajutorul comunității ieșene, și pentru că anul trecut comunitatea ieșeană ne-a ajutat și am reușit să luăm un incubator de transport pe care l-am donat la maternitatea cu Zavodă. Anul acesta am venit mai ambițioși să cumpărăm două incubatoare. Și de asemenea, pentru că suntem în sezonul sărbătorilor, avem și spectacole pentru copii, ateliere pentru cei micuți. Cei patru sportivi care s-au alăturat campaniei au dat autografe, au făcut fotografii și au transmis mesajul: donează și ajută un copil să trăiască. Salvați copiii!